Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Marius Constantinescu și, ca de obicei, mă bucur să vă salut în superba sală a Ateneului Român, în direct pe festivalenescu.ro, la cea de-a doua finală a concursului internațional George Enescu, ediția 2020-2021. For our international viewers, good evening, ladies and gentlemen. I am Marius Constantinescu, welcoming you to the Romanian Athenaeum for the second final of the 2020-2021 George Enescu International Competition. We are live on the George Enescu Festival's website. Astăzi, trei dintre cele mai cunoscute, mai iubite și mai fredonate concerte din repertoriul de vioară solo ajung la dumneavoastră într-o seară care va avea drept finalitate aflarea palmaresului secțiunii vioară a acestei ediții cu numărul 17 a unei competiții de top 5 mondial, concursul internațional George Enescu. O ediție fără îndoială dificilă din pricina provocărilor cu care se confruntă lumea artistică și lumea în general ca urmare a pandemiei de COVID-19. Three of the most well-known, loved and listened to, but equally demanding concerts for solo violin will find their way to your ears and souls in this final round that will present, at its end, the prizes of the violin section of the 17th edition of this world-class contest, the George Enescu International Competition. Nevertheless, this edition has had to face unprecedented challenges due to the COVID-19 pandemic. După cum știți, primele trei etape ale concursului la cele trei secțiuni, violoncer, vioară și pian, s-au desfășurat exclusiv online în septembrie 2020. The competition had to be rearranged as follows, with two distinct phases. The first rounds were held online in September, according to the initial calendar, whereas the semifinals and finals of all sections have been rescheduled for this month here at the Romanian Athenaeum in Bucharest. După semifinala desfășurată luni, 17 mai, suntem la momentul finalei secțiunii vioară. În etapa întâi au fost înscriși 60 de muzicieni din 18 țări. 17 au fost admiși în etapa a doua, 8 în semifinală, iar astăzi concurează pentru premii în valoare de 30.000 de euro, dar și pentru șansa de a evolua pe marea scenă a Festivalului Internațional George Enescu, trei tineri violoniști. This last Monday, we've had the semifinals of the violin competition. Initially, within the first round, there have been 60 musicians from 18 different countries. 17 have made it to the second round, 8 for the semifinals, and now three young violin players compete for prizes of 30,000 euros, but also for the opportunity to perform on the big stage of the George Enescu International Festival. Juriul internațional al secțiunii vioară este unul prestigios. Jurizarea a fost făcută într-un sistem hibrid, membrii ai juriului sunt prezenți aici la București, iar alții urmăresc transmisiunea online. I want to take this opportunity to congratulate the international jury of the violin section. The evaluation process has been a hybrid one, with six jurors being present here at the Romanian Athenaeum, whereas the other two have watched the semifinal online and are equally watching this final round. The president of the jury, Dmitri Sitkovetsky, Remus Azoitsei, Koichiro Harada, Silvia Markovic, Mihaela Martin, Igor Petrushevsky, Eduard Schmider și Christoph Wegerzin. Alături de noi în această seară, Orchestra Filarmonicii George Enescu, fără de care concursul și Festivalul Internațional George Enescu ar fi private de una dintre cele mai longevive și gratificante colaborări. Va fi dirijată astăzi de maestrul Wilson Hermanto, dirijor principal invitat al Orchestrei de Cameră I Cameristi della Scala. On stage we have the George Enescu Philharmonic Orchestra, one of the most esteemed partners of both the festival and the competition. It will be conducted tonight by the principal guest conductor of the chamber orchestra I Cameristi della Scala, Maestro Wilson Hermanto. Doamnelor, domnilor, începem finala. Primul finalist este Tassilo Probst din Germania. Născut în 2002, a studiat cu profesorii Sonia Corcheala, Ingolf Turban și David Frühwirth. Cântă pe o vioară Giovanni Grancino din 1690, pusă la dispoziție de Deutsche Stiftung Musikleben.
A obținut premiul al doilea la concursul internațional pentru tineri violoniști lui Spor de la Weimar din 2019. Ladies and gentlemen, let the final begin. On stage, our first finalist, Tassilo Probst from Germany. Born in 2002, he studied at the Hochschule für Musik und Theater München with Professor Sonia Korkeala and Professor Ingolf Turban. He participated in master classes with Zahar Bron, Pierre Moyal, Boris Kushnir, and Christoph Poppen, and he plays a violin by Giovanni Grancino from Milan 1690, on a loan from the Deutsche Stiftung Musikleben. Alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu și de maestrul Wilson Hermanto, Tassilo va cânta superbul, iconicul, dar și atât de solicitantul concert pentru vioară și orchestră de Tchaikovsky. Joined by the George Enescu Philharmonic Orchestra and under the baton of maestro Wilson Hermanto, Tassilo Probst will prove his art in the outstanding, iconic, and spectacularly challenging Violin Concerto by Tchaikovsky.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Doamnelor, domnilor, următorul nostru finalist este românul Valentin Serban, în vârstă de 31 de ani. Valentin a obținut diploma de licență la Universitatea Transilvania din Brașov și a urmat cursuri de master la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Graz, sub îndrumarea Silviei Marcovici. A concertat în România, Franța, Germania, Austria și Italia. Este membru al orchestrei Le Dissonance din Paris din 2018 și concertmaestru invitat al Orchestrei Române de Tineret. Our next competitor is the Romanian violin player Valentin Serban. He is 31 and he graduated his master's studies at the University of Music and Performing Arts in Graz with Silvia Marcovici. He is a member of Le Dissonance Orchestra since 2018 and guest concertmaster of the Romanian Youth Orchestra. He participated in master classes with musicians such as Ivri Gitlis, Leonidas Kavakos, David Grimal, Mihaela Martin, received prizes in several competitions in Romania, Austria and Italy, and performed in the main concert halls of Romania, but also in France, Germany, Austria and Italy. Alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu și de dirijorul Wilson Hermanto în această finală, Valentin Serban va fi solistul atât de picturalului concert pentru vioară și orchestră de Sibelius. With the support of the George Enescu Philharmonic Orchestra and Maestro Wilson Hermanto, Valentin Serban will be the soloist of the atmospheric and dreamy Violin Concerto by Jean Sibelius. Și o rugăminte, vă rugăm, opriți funcționarea telefoanelor mobile. Valentin Serban! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Iată-ne ajunși la ultimul finalist al secțiunii vioară a concursului internațional George Enescu, ediția 2020-2021. Ladies and gentlemen, in just a couple of moments, we will welcome on stage the third and last finalist of the violin section of the 2020-2021 International George Enescu Competition. Violonista coreană Jaewon Wee s-a născut în 1999 și urmează programul de master la Juilliard School, sub îndrumarea lui Ronald Cobbs. A absolvit cursurile de licență la Universitatea Națională de Arte din Coreea. A concertat la festivalul de la Aspen și la festivalul internațional de la Busan.
A fost laureată la concursul internațional Menuhin și la concursul internațional pentru tineri muzicieni Tchaikovsky. From South Korea, Jaewon Wee is a student of Juilliard's Master of Music degree program, studying with Ronald Cobes. She has a bachelor's degree from the Korea National University of Arts. She attended the Aspen Music Festival and the Busan International Music Festival, and she also had concerts as a soloist with the New Russia State Symphony Orchestra, Korean Broadcasting Symphony Orchestra, as well as the Busan Philharmonic Orchestra. Vom asculta concertul pentru vioară și orchestră de Johannes Brahms, o partitură saturată în senzualitate și temperament. Orchestra Filarmonicii George Enescu este condusă de Wilson Hermanto. We are about to listen to the Violin Concerto by Johannes Brahms, as sensual as virtuosistic. The George Enescu Philharmonic Orchestra is led by Maestro Wilson Hermanto. Jaewon Wee.
Thank you.